Barajul Vidraru este unul dintre cele mai mari și mai importante baraje din România și Europa de Est. Rolul său principal este de a produce hidroenergie. Apa acumulată în lac este eliberată cu forță și pune în mișcare o turbină uriașă, care la rândul ei acționează un generator. Astfel, energia apei se transformă în electricitate. Pe lângă producerea de hidroenergie, barajul Vidraru asigură apă pentru consum, irigație și protejează împotriva inundațiilor. A fost construit între 1860 și 1966 pe râul Argeș în munții Făgăraș și are o înălțime impresionantă de 166 de metri, cam cât o clădire de 55 de etaje. Partea superioară a barajului, numită coronament, are o lungime de 307 metri și include un drum pe care poți traversa barajul și admira priveliștea. Grosimea sa ajunge la 6 metri. Ruperea barajului Vidraru ar putea provoca un dezastru uriaș, similar cu tragedia barajului Vajon din Alpii Italieni. Acesta avea 262 de metri înălțime, dar un coronament de doar 200 de metri. Corpul barajului se află între versanții munților Pleșa și Vidraru și este străbătut de 9 galerii orizontale folosite pentru monitorizarea și întreținerea sa. Accesul între galerii se face prin lifturi interioare și căi exterioare. Potrivit experților, riscul ca barajul Vidraru să cedeze este extrem de mic. Pentru ca acest lucru să se întâmple, ar fi nevoie de o serie de evenimente rare și foarte puțin posibile. Dorim ca Glow să fie o sursă de informare continuă și gratuită. Pentru a face acest lucru posibil, avem nevoie de ajutorul tău. Abonează-te la canalul nostru. Acest simplu gest ne va permite să investim în animații 3D mai captivante și realiste, dar și în videoclipuri de o calitate superioară. Îți mulțumim! Totuși, să vedem ce factor ar putea duce la o astfel de situație și ce s-ar putea întâmpla. Ca orice construcție, și barajul se poate degrada în timp. Betonul poate dezvolta fisuri, suferi coroziune sau pierde din rezistență din cauza factorilor naturali. Dacă ar fi existat probleme majore de proiectare, cu siguranță le-am fi descoperit până acum. Barajul are 59 de ani și se află într-o stare foarte bună. În plus, astfel de structuri sunt concepute să reziste cel puțin 100 de ani. Desigur, factori precum mediul, întreținerea, clima și geologia pot influența această durată. Un alt detaliu important este eroarea umană, care poate apărea atunci când monitorizarea hidrostatică nu este corectă. De exemplu, încărcarea excesivă cu apă a lacului Vidraru, care depășește limitele suportate de baraj, poate reprezenta un risc. Catastrofe naturale, precum inundațiile, cutremurile, alunecările de teren, dar și decizii greșite de management, pot reduce durata de viață a barajului. Un alt detaliu important de știut este că barajul și structura sa sunt expuse continuu la umiditate și presiune. Apa transportă agenți chimici, săruri și substanțe organice, care atunci când pătrund prin fisuri pot cauza degradarea barajului în timp. Pentru a înțelege cât de mare este presiunea apei la baza barajului, putem compara cu adâncimea de 150 de metri în ocean. Aceasta este de aproximativ 7 ori mai mare decât presiunea din roata unei mașini. În medii umede, fisurile din beton pot deveni locuri favorabile pentru acumularea de materii organice și microorganisme. Deși acest lucru nu duce la mucegăirea betonului, poate contribui la accelerarea degradării chimice a acestuia pe termen lung. Este important de menționat că barajul Vidraru nu are armătură de oțel în structura sa principală. Este un baraj de beton în arc, iar astfel de baraje sunt de obicei construite din beton nearmat sau foarte puțin armat, cum este cazul în zona coronamentului pentru a spori rezistența la trafic și intemperii. Frumusețea barajului constă în faptul că rezistența și stabilitatea sa structurală provin din geometria curbată și din transmiterea forței către versanții munților. Lacul din spatele barajului Vidraru reține aproximativ 465 de milioane de metri cub de apă. Pentru a înțelege mai bine această cantitate, putem compara cu o piscină olimpică, care conține doar 2500 de metri cub de apă. Astfel, Vidraru ar putea umple aproximativ 186.000 de piscine olimpice. Această masă uriașă de apă, dacă ar fi eliberată brusc, ar genera o forță colosală, provocând distrugeri imense în aval. Este important de menționat că barajul Vidraru face parte din obiectivele strategice de securitate națională, motiv pentru care beneficiază de mentenanță și revizii regulate. Acesta este esențial pentru producerea de energie electrică și prevenirea inundațiilor. Conform Hidroelectrica, a fost proiectat să reziste la cutremure și condiții extreme. Să vedem acum scenariul. Imediat ce barajul ar ceda, o cantitate uriașă de apă ar fi eliberată brusc. În primele secunde s-ar forma un val de aproximativ 35 de metri înălțime, care s-ar deplasa cu o viteză de peste 50 de km la oră. Apa ar ajunge la primele localități în doar câteva minute. Conform unui raport tehnic al Hidroelectrica, comuna Refu ar fi complet acoperită de apă în mai puțin de un minut. În aproximativ 13 minute, apa ar ajunge la Curtea de Argeș, unde ar atinge o înălțime de 10-15 metri, echivalentul unui bloc de 3 până la 5 etaje. După o oră, valul ar ajunge la Pitești, unde apa ar atinge înălțime de aproximativ 5-10 metri. Zonele joase ale orașului, cum ar fi cartierele Tudor Vladimirescu și Găvana, ar fi primele afectate.
apa ar inunda rapid străzile și clădirile din aceste zone. În concluzie, infrastructura esențială, cum ar fi drumurile și podurile, ar suferi avarii grave, la fel și serviciile. Din cauza volumului și vitezei apei, locuitorii surprinși în calea valului ar avea foarte puține șanse de a se evacua la timp. Conform estimărilor Institutului Național pentru Situații de Urgență, un astfel de dezastru ar afecta 10.000 de persoane. O altă zonă afectată ar fi platforma industrială Pitești, un centru industrial cu multe fabrici, în special în domeniul auto. Uzinele și depozitele din zonele joase, cum ar fi cele aflate în apropierea râului Argeș, ar fi printre primele afectate. Apa ar pătrunde în spațiile de producție, distrugând echipamente și materii prime. Conform unui studiu realizat de Camera de Comerț și Industrie Argeș în 2020, chiar și o oprire temporară a producției ar putea duce la pierdere de milioane de euro pentru fiecare zi de nefuncționare. Deși este foarte puțin probabil ca barajul să cedeze, sistemele moderne de monitorizare sunt esențiale pentru a preveni orice situație periculoasă. Să vedem rapid care sunt acestea. Pe suprafața și în structura barajului sunt amplasați senzori care monitorizează presiunea, tensiunea și vibrațiile. Acești senzori măsoară forțele exercitate de apă asupra barajului, dar și orice mică deformare a structurii. Datele sunt colectate în timp real și transmise către un centru de comandă pentru o analiză completă. Acest sistem complex de senzori formează o rețea de monitorizare pe întreaga suprafață a barajului. Sunt senzori care măsoară înclinarea sau modificările de poziție ale barajului și alții care monitorizează distanța dintre două puncte fixe de pe baraj pentru a detecta dilatarea, contracția și fisurile. Senzorii care măsoară presiunea apei din spatele barajului și în fisurile betonului, dacă există, se numesc piezosenzori de presiune. Alți senzori măsoară presiunea apei sub baraj pentru a detecta infiltrații. De asemenea, se monitorizează acumulările de apă în beton care pot cauza eroziune internă, precum și cantitatea de apă care trece prin drenaje sau se infiltrează. Există și senzori de presiune hidrostatică care monitorizează nivelul apei din lac și forțele exercitate asupra structurii. De asemenea, sunt prezenți și clasici senzori de temperatură, termometre integrate în beton și mulți alții. Este important să menționăm și senzorii care detectează vibrațiile cauzate de cutremure, accelerometre și în final senzorii GPS care monitorizează chiar și cele mai mici mișcări ale structurii barajului. Aceste date sunt analizate zilnic de algoritmi avansați care pot alerta echipa de intervenție dacă se detectează o anomalie semnificativă. În acest caz se deschide o investigație și se iau măsurile necesare pentru rezolvarea problemei identificate. Barajul este proiectat să reziste la cutremure de până la 8 grade pe scara Richter. Structura sa masivă este din beton gravitațional, un tip special de beton aditivat pentru a fi foarte greu. Acest beton ajută la preluarea presiunii apei și o distribuie uniform către fundul barajului. Acesta are și un sistem de evacuare a apei în caz de urgență, care permite eliberarea controlată a apei pentru a reduce presiunea. Un alt sistem de siguranță este drenajul intern, care colectează și evacuează apa infiltrată, prevenind acumularea presiunii în fisuri. Informațiile oferite de experți sunt esențiale, nu doar pentru a înțelege scenariul prezentat, dar și pentru a conștientiza riscurile și a preveni posibilele pericole. Munca companiilor și a specialiștilor care analizează astfel de situații este crucială pentru identificarea și prevenirea unor dezastre majore. Este interesant de menționat și un incident care a avut loc pe 6 iulie 1974, când barajul a suferit o avarie în timpul unui test de funcționare. Acesta a generat o vitură artificială de 600 de metri cubi pe secundă, provocând perturbări în alimentarea cu energie electrică și distrugerea parțială a unui pod. Din păcate, doi oameni și-au pierdut viața în acest tragic eveniment. Avariile de acest tip au fost extrem de rare, iar barajul nu a fost afectat de cutremurul puternic din 1977. Vă mulțumesc că ne urmăriți și vă invit să rămâneți alături de noi aici la Glows, unde ne propunem să vă oferim informații interesante și utile. Ne găsiți și pe site-ul nostru glows.ro, unde puteți citi acest articol și multe altele, atât despre știință cât și despre evenimente care se petrec zi de zi. La fel și pe rețelele noastre sociale, pe X, Facebook, Instagram și TikTok. Pe curând, ciao!